Vasile Voiculescu, Transilvania, scrisă probabil după recucerirea jumătății de Ardeal atribuită de Hitler ungurilor în vara lui 1940. Transilvania din toate timpurile a fost și este piscul conștiinței naționale românești. Cele mai multe din războaiele țărilor noastre în trecut au fost războaie pentru apărarea credinței, duse în numele crucii și al legii, neamul se confunda cu creștinătatea. Toate luptele transilvanice sunt lupte pentru afirmarea și apărarea ființei naționale. Ele nu s-au dat numai pe câmpul de bătaie cu arma între oști. Luptele Transilvaniei au fost luptele sufletului și ale minții, cele mai multe încordări ale conștiinței alături de gâlgâirea sângelui, suferințele și schingiuirile trupurilor. Ca în istoria martirilor, cele mai groaznice frângeri ale noastre în Transilvania s-au socotit tot ca niște neșterse biruințe și au intrat ca piatra cea din unghi la cheia bolților istoriei noastre. Înfrângerile fizice ne erau răsplătite. Maica vieții românești, maică îndurerată și îndoliată, ne-a zâmbit pururi printre lacrimi și ne-a întins brațele chiar atunci când trebuia să trecem prin potecile codrilor păzite de finanți ca să ajungem să-i sărutăm noaptea mâinile, să fugim ca să nu ne prindă zorile ungurești acolo. Transilvania a stat în cugetele și sufletele noastre, nu ca un vis făurit stând departe și în neguri, care trebuie să-l ajungem, ci ca o aspră și stringentă realitate, ca un aer ce ne-a fost luat și fără care ne înnăbușim, pierim. Ea se proiecta în prezent și în viitor cu toată impetuozitatea unui trecut de care nu puteam fi retezați. Transilvania este și va fi rădăcina României nesecătuită de seceta urilor străine. Nepătrunsă de securea cruzimilor maghiare creiești, tare ca o cremene vie, Transilvania a rodit și rodește oameni tari, caractere neînfricate, martiri pentru dreptate, ostași pentru adevăr. Cea mai măreață luptă pentru viața noastră, ea a dat-o și pentru ea s-a purtat. Când Bălcescu, cel care a întrupat geniul profetic și istoric românesc, când Bălcescu a deschis Cartea Sfântă în care scrisă gloria neamului, la ce pagină a deschis-o? La pagina cea mare a Transilvaniei, acolo unde la început a fost cuvântul și cuvântul a fost unirea. Din culmea Carpaților, Bălcescu a avut cea mai sintetică și adâncă privire românească asupra Transilvaniei. El a definit-o etern ca o cunună a biruințelor noastre. Intrarea în Transilvania a fost intrarea noastră pe partea cea mare a istoriei universale. Ce a însemnat o cădere tot atât de glorioasă ca și înălțarea a trei veacuri trecută ca trei clipe. Apoi răgazurile căderilor se scurtează. Sfâșierea de data asta n-a mai ținut decât 4 ani. Între toamna anului 1940 și toamna lui 1944. Știm, suferințele și chinurile sub metode noi și rafinate ale călăilor au fost înmiite. Răzbunările țipă și ajung până la cer și se vor împlini.
dar biruința pecetluită cu sânge și lacrimi este sfântă și nimic nu o poate clinti. Suntem martiri pentru pământul Transilvaniei și pe oasele mucenicilor noștri s-a întemeiat istoria. Căci nu numai Horia și sumedenia de prinți din popor au fost trași pe roată de unguri, ci întreaga noastră istorie a trosnit în încheieturi trasă pe roata muceniciei. Și când te gândești cu ce puteri înfricoșătoare a luptat această biată seminție românească din Transilvania împotriva tuturor nelegiuirilor de fier ale apusului lacom, trândav și nemilostiv. Un neam care la venirea ungurilor s-a găsit dintr-o dată singur, voievozii, juzii, căpeteniile căzute în luptă. Curând, nobilimea, momită de vicleșugul vrășmașului, trece la el, cumpărată cu moșii și privilegii. Iobagii români, orfani de călăuze, afară din legi, alungați de la carte, goniți din orașe, ca niște paria ai patriei lor, au trebuit, bâjbâind prin tot întunericul evului mediu, să-și refacă dintre ei, cu licăriri de lumină furată din școli și biserici, să-și refacă elita căpeteniile. De data asta toți s-au ridicat dârzi și hotărâți numai dintre ei. Prinți sculați din popor cu pieptul gol, apărat numai de o cruciuliță, cel mai mare și mai sfânt, Crăișorul, a detunat ca un tresnet în tâmpla surdă și osificată a sălbaticei hegemonii. Dar înaintea lui, cu multe veacuri și după el, neosteniții juzi de prin satele fără cenușă și vatră, popi străjuitori peste cătune, episcopi ai sărăciei și a întunecimii, au luptat pentru neam, l-au descălit, l-au mângâiat și îndemnat spre nădejdele nemuritoare ale izbânzii. Poporul, rădăcina fără moarte. Transilvania s-a udat singură cu lacrimile ei, s-a îngroșat singură cu sângele curs în ea, a subt seva puternică a răbdării și a crescut așteptând. Pe ramuri au început a înflori minți treze și istețe, cugete care au primit lumina, inime arzând de adevăr și dreptate, preoți, dascăl, avocați, medici, ostași, istorici, ieșiți ca prin minune din beznele și temnițele ungurești. I-a umplut văzduhul transilvan de un nou aer, vântul proaspăt al istoriei noi a început să bată, pornit din sufletul și avântul lor. Și cum până vremurilor, care se pleacă încet sub greutatea păcatelor și nelegiuirilor austromaghiare, a găsit Transilvania gata, cum gata o găsește și acum. Este cea mai eroică taină a istoriei. Sub coaja robiei transilvane urcau sevele libertății odată cu destinul nostru înmers. Am fi putut pieri ca toate neamurile părăsite de toți, dar nu, ne-am făurit singuri prin harul acestui pământ, care e sinteza românismului, Transilvania, ne-am făurit singuri toate uneltele, de la cele mai pașnice până la cele mai ucigătoare, și am biruit și vom birui în vecii vecilor. Vasile Voiculescu, 1945.